Poștașii din România au obținut creșterea salariilor. Peste 13.000 de angajați vor beneficia de aceste măriri, începând cu data de 1 noiembrie 2018. Data de 27 ianuarie s-a încheiat un protocol între Sindicatul Lucrător Poștal din România și Compania Națională Poșta Română. Părțile au de comun acord au stabilit următoarele. Anexa 15 la contractul colectiv de muncă, în care sunt cuprinși toate funcțiile, și că cu data de 1.11.2018 vor avea loc corecții salariate prevăzute în această anexă, conform vechimii în sistemul poștal. De exemplu, un factor poștal care în acest moment câștigă 2060 de lei brut și are o vechime de peste 15 ani în sistemul poștal poate să ajungă la 2549 de lei. Mai mult, un ofician care momentan câștigă lunar 2200 de lei brut poate să primească până la 2642 de lei de la 1 noiembrie. Corecțiile salariale vin în contextul în care instituția duce o lipsă acută de personal. În ultimele luni, în Cluj au fost sesizate valuri de demisii, iar zeci de posturi vacante au fost scoase la concurs și neocupate. Asta pentru că nimeni nu vrea să lucreze pe bani puțini pentru un salariu minim pe economie de 1142 de lei.